Polițiștii au fost sesizați prin sistemul apeluri de urgență 112 cu privire la faptul că doi bărbați ar fi încercat să sustragă carburant dintr-un autocamion parcat într-o parcare de pe raza autostrăzii A1. În urma cercetărilor au fost depistați doi bărbați care în prezent se află la audier la sediul IPJ Argeș. A fost recuperată o cantitate de motorină, iar autoturismul a fost oprit folosindu-se focuri de armă, fără a fi rănite persoane sau create alte pagube materiale. De ce nu v-ați oprit când au tras polițiștii după voi? Care dintre voi era la volan? E prima dată cum mergeți la furat de motorină? Nu v-a fost seama că o să vă nimerească vreun glonț? Da-te-o. 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 Da-te-o.